mai larg. În primul rând, după cum probabil ați constatat, am făcut o schimbare la nivelul echipei de comunicare a Guvernului. Domnul Dan Suciu, căreia vreau să-i mulțumesc pentru activitatea pe care a desfășurat-o până acum în cadrul Guvernului și pentru sprijinul pe care ne l-a acordat. Așa cum am convenit la începutul mandatului acestui Guvern, s-a reîntors la Banca Națională Română, unde își desfășura activitatea înainte de a veni să ne dea o mână de ajutor la Guvern. Înțelegerea inițială cu dânsul a fost să vină pentru câteva luni de zile, pentru 3 luni, după care a mai prelungit la înțelegere cu dânsul prezența dânsului la Guvern, am convenit noi atunci, până după alegerile locale. Deci domnul Dan Suciu s-a întors la Banca Națională Română și dat fiind și contextul în care ne aflăm, intrăm într-o a doua fază, aș spune, a activității de guvernare cu ultimele 6 luni pe care le avem în față. Am decis să organizăm puțin diferit echipa de comunicare, astfel că postul de secretar de stat pe care îl ocupa domnul Dan Suciu a fost preluat de domnul Dorian Filote, care va coordona echipa de comunicare în cadrul Guvernului. Eu am mai lucrat cu domnul Filote și mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți pentru că în echipa mea de comisar european pentru agricultură s-a ocupat de relația cu media din România și cu comunicarea subiectelor care priveau România. Deci dânsul ni s-a alăturat echipei până la sfârșitul mandatului acestui guvern.